Iordănescu. Iordănescu. Și gol pe care îl reușește atacantul central. Cu cele 155 de goluri înscrise pentru Steaua, el este cel mai bun marcator al echipei din Ghencea. În 1986, la Sevilla, a fost momentul cel mai important al carierei sale de jucător. Deși era antrenor secund, a intrat pe teren. Mai bine de 45 de minute a susținut și a închegat jocul echipei, care avea să devină campioana Europei. A fost un plan secret al conducerii tehnice. Cei care au pus la cale acest plan, cu care s-a încercat surprinderea Barcelonei, domnul Ienei, antrenorul echipei, domnul Alexandrescu, președintele secției de fotbal, și Valentin Ceaușescu, care pe vremea aceea se ocupa de echipa noastră. S-a ajuns la concluzia că ar fi bine să încercăm surprinderea adversarului cu o măsură de ordin tehnico-tactic. A fost ultimul meci ca jucător. A urmat cariera de antrenor, care a atins vârful la calificarea pentru Mondialul din Statele Unite ale Americii 1994. Victorie! România învinge Argentina cu 3-2! Stimați respectatori din țară, ai noștri au învins pe vicecampioana lumii de acum 4 ani, reușind calificarea în sferturile de finală printre cele mai bune 8 echipe din lume. Felicit reprezentativa țării noastre pentru rezultat și pentru că în aceste zile, datorită ei, în Statele Unite ale Americii și în întreaga lume sportivă, s-a vorbit frumos despre România și despre români. Atingerea sferturilor și clasarea pe locul 5 în lume se datorează atât talentului excepțional al generației de aur, cât și calităților sale de tehnician. Toți cei de acasă, 24 de milioane de suflete vor fi sau vor bate în pieptul jucătorilor noștri. Sper și cred că jucătorii noștri vor simți această putere invizibilă care să-i ducă din nou la victorie. Pentru jocul său și pentru performanțele avute cu echipa națională, l-ați ales pe Anghel Iordănescu, antrenor secund în echipa de vis a României.